Mamãe, pot să scriu despre Chișinău, descoperi. Eu am început să scriu dintr-o durere. Eu vedeam cum știi, cum se distruge totul. De asta mi-e pare rău. Și după ce am început să scriu, și era plusul meu că eu făceam publicistică, eu nu făceam știință. Și pe mine de aștia alți care erau cu știință, îmi dădeau materialele lor. Că așa între ei, Doamne ferește, știi, țin în secret. O murit și nu a dat la nimeni și nu a fost public. Dar mie îmi dădeau și eu făceam. Eu n-am avut niciun fel de documente închise, numai cele deschise. Dar se vede, știi, de exemplu, contradicție, sat. Mult sat. Iacă rușii numai și au venit în satul ăsta. Satul are 10 biserici. Care sat cu 10 biserici? Nu, ceva nu ies, înțelegi? Și tot de astea, știi? Oamenii ăștia care sunt bani, n-au deloc libertate. De totul e calculat, totul țin, oricare pas depinde de ceva, știi, asta. Dacă spui ceva, știi, eu spun, uite ce-mi trântește mie în cap, ei niciodată nu fac asta. Poate gimp. Că omul e așa, e șubit, nu știu cum eu. Într-o zi are dispoziții mai bune, nu? Prost așa. Parcă te simți mai deștept într-o zi, parcă mai prost. Și eu găsesc sistemul ăsta, eu când sunt mai deștept, ziua când sunt mai deștept, eu îmi scriu mie scrisori când am să fiu mai prost.